Mâna ta ne-a mângâiat, vorba ta ne-a legănat. Am crescut cu alți copii, dă seama. Lângă pomul cel rotat, lângă spicul cel bogat, lângă pragul casei noastre, mama. Am fost buni și răi am fost, tu ne-ai căutat un rost, cu povețe plânse în framă. Tu ne-ai învățat un grai, tu ne-ai dăruit un plai, și-am plecat cu el în lume, mama. Dragii noștri, de această dată suntem în Domeș cu o surpriză frumoasă pentru doamna Luminița și pentru domnul Mihai. O surpriză venită cu toată dragostea din partea celor mai dragi și mai scumpi, din partea copiilor. Așa că rămâneți cu noi să-i surprindem și să vedem cum vor reacționa domnii la această surpriză. Ne-ai așteptat mereu, am venit când ne-a fost greu, te-am găsit în cărunțică, mama. Am fost bun și răi am fost, tu ne-ai căutat un rost, cu povețe plânse în framă. Nu știți nimica, nu? Sunteți sărbătorit, nu aveți cum să nu venim astăzi. Haideți să mergem după dumneavoastră. La dos, cășăninge și... Așa. Bună ziua! Și bine v-am găsit! Bine ați venit! La mulți ani vă spuneam! Mulțumesc! Știm că dumneavoastră sunteți sărbătorită astăzi, dar domnul Mihai acum de curând a fost sărbătorit. E la Mihai și Gabriel și... Floreze pentru dumneavoastră! Șampania pentru domnul! Fete principale astea! Așa credeți dumneavoastră? Ele să fie oare? Să știți că din toată inima și-a dorit astăzi să vă simțiți sărbătorite. Și pe lângă la mulți ani și-a dorit din toată inima să vă mulțumească pentru toate eforturile care le-ați făcut dumneavoastră. Mai avem și câteva gânduri de transmis, în urma cărora, cu siguranță aflăm noi care sunt complicii principali. Da, îmi dau seama de până înainte și-ți mai... Iar mesajul spune așa. Astăzi este o zi specială și vrem să vă transmitem cele mai frumoase gânduri și urări de bine cu multă sănătate și bucurie, cele mai scumpe mame și bunici din lume. Suntem prea departe ca să vă putem onora cu prezența, dar cu gândul și sufletul suntem mereu alături de tine, de tataie și de cei de acasă. Atunci când rostim cuvântul casă, ni se umple sufletul de fericire că știm că cineva ne așteaptă cu brațele deschise și pline de iubire necondiționată. Astăzi, la adăugarea celui de-al 57-lea trandafir în buchetul vieții, nu am putut trece cu indiferență această zi importantă și vrem să vă dorim viață lungă alături de noi toți. Fie ca bunul Dumnezeu să te păzească de tot ce este mai rău și fie ca fața să-ți fie mereu senină de fericire, bucurie și iubire. Suntem departe și tare ne-am dorit să vă putem îmbrățișa și să vă putem spune cât de mult vă iubim. Nu spunem des, dar să știți că pentru noi sunteți sursa noastră de energie. Vă mulțumim pentru tot sprijinul acordat și de toată grija care ne-o purtați și că atunci când am avut nevoie de un număr unde să plângem, ați fost mereu lângă noi. Promitem să ajungem cât de curând acasă, să fim toți împreună în jurul mesei și să depănăm amintiri, să ne bucurăm de orice moment petrecut împreună. Pe zi ce trece ne dăm seama cât de important sunteți pentru noi și cât de bogați suntem că vă avem și că avem cum spune mamă și tată. Vă îmbrățișăm cu drag și dor și vă iubim necondiționat. Din partea fiicei Georgiana, cu Ana Maria, a ginerului Ionuț și a nepoțeilor Mario și Denis din Cipru, care așteaptă cu nerăbdare să vină vacanța, să vină acasă la bunici, să-i alinte cu cele mai bune bunătăți și să meargă cu bunicul la magazin, să-i golească portofelul. La mulți ani! Le-a fapt chiretiu de asta. E tradiție să meargă cu bunicul la magazin. Păi da, de mici aici s-au crescut, aici noi vă mulțumim că ați venit. Iar acum să știți că nu a fost tot. Noi pentru dumneavoastră mai avem și o melodie.
mulți ani vă spunem. Vă mulțumesc, vă mulțumesc că ați venit. Și acum să știți că chiar dacă Mario și Denis vă golesc portofelul când vin, să știți că și ei au melodii pentru dumneavoastră. Ați mai zic că nu-mi plinesc, că acum 65 de ani. Așa? Cine-aminte nu-și aduce a bunicii pâine dulce, cum ne lua să ne culce, dragi bunici. Cine nu-și amintește a bunicului poveste, dorul nu mă răscolește, dragi bunici. Doi bunici cu chipul blând ne-au iubit și ne-au crescut, dar iată i-am părăsit și parcă doi sfinți au rămas singuri tăcuți, așteptându-ne cu minți în pridvor. La mulți ani vă spunem, doamna Luminița. Mulțumim. Vă dorim sănătate multă. Și cu Doamne ajută să revină cu toții aici aproape de dumneavoastră. Încă trece timpul. Să reunească cu toții. Le rămâne o datoare lor. Aia este o leacă. Le rămâne o datoare lor. Le are în răzări pe ele. Mult a fost, puțin am mai rămas și o să ajungă cu toții. Obligat. Indiferent unde pleacă, cât de mare este distanța, dar tot acasă e mai bine. Am fost. Surprize la domiciliu. Noi oferim emoții.